Ursul păcălit de vulpe, de Ion Creang. Era odată o vulpe vicleană ca toate vulpile. Ea umblase o noapte întreagă după hrană și nu găsise nicăieri. Făcându-se ziua albă, vulpea iese la marginea drumului și se culcă sub o tufă, gândindu-se ce să mai facă ca să poată găsi ceva de mâncare. Șezând vulpea cu botul întins pe labele de dinainte, îi vine miros de pește. Atunci, ea ridică puțin capul și, uitându-se la vale în lungul drumului, zărește venind un car tras de boi. Bun, gândi vulpea, ia ca hrana ce-o așteptam eu. Și îndată iese de sub tufă și se lungește în mijlocul drumului ca și cum ar fi fost moartă. Carul, apropiindu-se de vulpe, țăranul ce mâna boii o vede și, crezând că-i moartă cu adevărat, strigă la boi. Ho! Ho! Boii se opresc. Țăranul vine spre vulpe, se uită la ea de aproape și, văzând că nici nu suflă, zice: Brăi, da cum naiba muri vulpea asta aici? Tii! Ce frumoasă casa veică am să fac nevestei mele din blana istui vulpoi! Zicând așa, apucă vulpea de cap și, târând-o până la car, se opintește și-o aruncă deasupra peștelui. Apoi strigă la boi: Hișana cea, brrrr! Boii pornesc. Țăranul mergea pe lângă boi și tot îndemna să meargă mai iute ca să ajungă de grabă acasă și să ieie pielea vulpii. Însă, cum au pornit boii, vulpea a și început cu picioarele a împinge peștele din car jos. Țăranul mâna, carul scârția și peștele din car cădea. După ce hoața de vulpe a aruncat o mulțime de pește pe drum binișor, sare și ea din car și, cu mare grabă, începe a strânge peștele de pe drum. După ce l-a strâns grămadă, îl ia, îl duce la bizunia sa și începe a mânca, că tare-i mai era foame. Tocmai când începuse a mânca, iaca vine la dânsa ursul. Bună masă, cu mătră! Tii, da ce mai de pește ai? Dă-mi și mie, că tare mi-e poftă! Ia mai puneți pofta în cui, cu mătre! Că doar nu pentru gustul altuia m-am muncit eu. Dacă ți-e așa de poftă, du-te și-ți moaie coada în baltă, ca mine, și avea pește să mănânci. Învață-mă, te rog, cu mătră, că eu nu știu cum se prinde peștele. Atunci vulpea rânji dinții și zise: Alei, cu metre! Da, nu știi că nevoia te duce pe unde nu-ți e voia și te învață ce nici gândești? Ascultă, cu mătre, vrei să mănânci pește? Du-te diseară la băltoaca cea din marginea pădurii, vârăți coada în apă și stai pe loc, fără să te miști, până despre ziua. Atunci, smucește vârtos spre mal și ai să scoți o mulțime de pește.
poate îndoit și întreit decât am scos eu. Ursul, nemai zicând nicio vorbă, alergă în fuga mare la băltoaca din marginea pădurei și își vâr în apă toată coada. În acea noapte începu să abate un vânt rece, de îngheța limba în gură și chiar cenușa de sub foc. Îngheață zdravân și apa din băltoacă și prinde coada ursului ca într-un clește. De la o vreme, ursul, nemai putând de durerea cozii și de frig, smurcește odată din toată puterea. Și sărmanul urs, în loc să scoată pește, rămâne fără de coadă. Începe el acum a mormăi cumplit și a sări în sus de durere. Și în ciudat pe vulpe că l-a amăgit, se duce să o ucidă în bătaie. Dar și rata vulpe știe cum să se ferească de mânia ursului. Ea ieșise din bizunie și se vârse în scorpura unui copac din apropiere. Și când văzu pe urs că vine fără de coadă, începu a striga. Hei, cumetre! Dar ți-au mâncat peștii coada! Ori ai fost prea lacom și ai vrut să nu mai rămână pește în baltă. Ursul, auzind că încă îl mai ieși în râs, se înciudează și mai tare și se repede iute spre copac. Dar gura scorburei fiind strâmtă, ursul nu putea să încape în lăuntru. Atunci, el căută o creangă cu cârlig și începe a cotrăbâi prin scorbură, ca să scoată vulpea afară și să-i dee de cheltuială. Dar, când apucă ursul de piciorul vulpei, ea striga. Trage, nătărăule! Mie nu-mi pasă că tragi de copac! Iar când anina cârligul de copac, ea striga. Băleu cu mătre, nu trage! Că-mi rup piciorul! În zadar s-a necăjit ursul, de-i curgeau sudorile, că tot n-a putut să scoate pe vulpe din scorbura copacului. Și iac așa a rămas ursul păcălit de vulpe.